Bună seara din nou, stimați telespectatori, împreună cu profesorul inginer Andrei George Albulescu. Continuăm despre ecuația celor trei ieri în versiune modernă. Recuperare, reciclare, recondiționare, refolosire și am spus patru, dar din patru pot iei trei, ca să sună mai frumos trei ieri. George, îți aduce aminte la școală? Asta vreau să ruga spun. Învățătoarea, profesorul, dirigintele. Nu, dați-mi voie să fiu foarte precis. Nu ne ruga. Exista obligația pentru fiecare elev ca la sfârșitul anului sau la începutul anului să predea la școală o anumită cantitate. Nu exista o obligație, să zic, stabilită scrisă, prin lege, notată. Scrisă. Dar conta pentru nota la purtare, conta pentru comportament, pentru orice. În care, o notă mai bună la purtare. Evident. În momentul acela, toți copiii din această țară, și când vorbesc de copii, nu vorbesc doar de preșcolar, vorbesc chiar și de cei elevi la liceu, aduceau maculatură, aduceau sticle, cam așa, se aducea borcane, sticle și borcane, și maculatură, cam asta se aducea, pentru că la vremea... Fier nu se aducea, iar dozele de aluminiu erau ceva rarisim, nu exista pe vremea aceea decât extrem de rar, nici nu se pomenea. Ăsta era un sistem care învăța elevul, copilul, să respecte mediul, să facă o activitate folositoare pentru mediul, și să participe și utilă și pentru societate. Da. Mai mult decât atât, a existat și obligația de data asta prin plan ca toate întreprinderile de orice tip să colecteze toate deșeurile separat fiecare, cum se dorește și astăzi, fierul de-o parte, lemnul de-o parte, hârtia de-o parte, etc., etc., și să le predea și ele, având plan, în plan trecut, această chiar era condiționată de primirea de materie primă nouă, de predarea materialelor refolosibile. Pentru că îți dădea prin plan, știai că trebuie să produci 100 de tone de metal, dau un exemplu, sau o tonă, ca să fie mai simplu, tonă de metal, și îți spunea 60% să vii cu fier vechi. Corect. Și atunci trebuia să vii cu 600 de kilograme de fier și nu aveai altă soluție. Nu aveai altă soluție, că nu primeai cantitatea dacă nu aduceai. Nu primeai diferență. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi, într-adevăr, există preocupări pentru protejarea mediului. Există chiar acțiuni școlare, chiar există în planul școlar activități legate de mediu. Se organizează campanii primăvara, toamna, de colectarea deșeurilor din diverse zone ale, să dăm exemplu Iași, ale orașului. Pe malul râurilor, în zona Ciric, în zona Sărărie. La Ciric am fost la plantat. Așa. Unde elevii se duc și fac ceea ce ar fi trebuit să facă cei care campau acolo, să folosim un termen. Astăzi, în schimb, dacă vă duceți în zonă, lucrurile s-au mai îmbunătățit în sensul în care au apărut acele containere pentru deșeuri, au apărut mese, au apărut scaune, au apărut grătare, faimoasele grătare. Rămâne doar ca cetățenii să se civilizeze în continuare și să nu mai arunce peste tot și pe oriunde toate deșeurile respectiv cu care rămân după ce își petrec o după amiază sau o zi întreagă în aer liber. Marea problemă pentru România este și colectarea selectivă. S-au făcut pași importanți în sensul în care, de exemplu, în județul Iași există un singur depozit controlat de deșeuri. Nu mai există depozite la marginea fiecărei comune cum au existat până acum. Depozitul respectiv ar trebui să înmagazineze o cantitate destul de mică de deșeuri, dar din păcate și astăzi, marea majoritate, doar ceva, am citit undeva, vreo 15% e deșeu sortat și restul de 85% este nesortat, deci ajunge în vărsătoare, ca să folosim un termen popular, în depozitul de deșeuri.
nesortat și acolo există într-adevăr o linie de sortare. Colectarea se face sortat. Avem containere, numai că din păcate aici iarăși avem o singură problemă aici. Locuințele sunt colective. Una este locuința individuală unde știi că acolo stă Popescu și dacă te-ai dus la poartă și ai văzut că Popescu n-a sortat deșeurile și n-are cele patru containere acolo. E pus al preț. E dat un preț mai mare sau eventual poți să-i dai și o amendă dacă le mai aruncă și pe jos sau cine știe ce mai face. Și alta este când vorbim de locuințele colective, respectiv blocurile unde pot să fie 90%... George, dai să discutăm puțin de sortare. Stimați respectatori, sortarea ulterioară unei colectări amestecată costă foarte, foarte mult. Și, numai, și calitatea... Și calitatea, da. Scade foarte mult. Costurile de la aduce la niște parametri când este sortat e unul... Inițial și când este sortat ulterior... Este foarte mare. E adevărat. Dar lucrurile trebuie să meargă spre această... Ori eu susțin încă o dată că problema nu se află la cetățeanul care este necivilizat și nu sortează gunoiul, deși există peste tot în lumea asta cetățeni necivilizați, ci problema se află la creator, creatorul fiind marile lanțuri de magazine și micile magazine, care trebuie să fie obligate să recupereze 70, 80, 90% din ambalaje. Nu plătind taxe și poluând România, ci să recupereze. Și atunci ei vor pune un preț corespunzător acelui ambalaj. Cetățeanul va fi interesat să meargă cu ambalajul la magazin și magazinul să... Pentru că până acum sunt niște sisteme oarecum spre această direcție, dar... Da. Timide. Fac o completare. Stimați cetățeni, un sistem de colectare bine pus la punct ne asigură o resursă materială ieftină, ne asigură un mediu curat, ne asigură o viață civilizată. A crea supraorganisme, de a colecta după ce ele sunt amestecate, că nu mai poți practic să le reutilizezi. Sunt țări care folosesc și 80-90% la anumite produse din materia primă din recuperări, reciclări, din recondiționare, adică din acești trei ieri. Și atunci, vă dați seama, este un consum social și e păcat, pentru că orice resursă minerală colectată din mediu, duce la distrugerea mediului, într-un fel sau altul. Mai mult, n-am vorbit absolut deloc de faptul că aceste peturi nu sunt biodegradabile. Ele zac sute de ani în pământ până când se descompun. Deci asta este marele pericol. Una e să fie un ambalaj biodegradabil. Bun, și este polietilena aia care stă sute de ani. Despre aia vorbeam. Despre aia. Da. Mă refer la aia groasă, la tuburi. Orice polietilena este nebiodegradabil. Aș mai vrea să mai spun ceva care m-a deranjat și mă deranjează în continuare legat de modul în care România a înțeles să creeze depozitele controlate de deșeuri. Cei care călătoresc către Vatra Dornei și urcă spre Pasul Mestecăniș o să vadă pe lângă frumusețea serpentinelor și a peisajului în vârful muntelui un depozit de deșeuri controlate. Este de un cretinism atroce cel care a aprobat amplasarea unui astfel de depozit în vârful muntelui. E crimă. Deci vă dați seama cam cum am tratat noi și tratăm în continuare problema aceasta de mediu? De altfel, dacă vă duceți, de exemplu, într-o perioadă de vară la barajul Bicaz
și vă uitați altă de sus, crimă. De pe coroana... Nu barajul crimă. Nu, nu. Ci Marea de peturi care se lovesc de zidul barajului și vedeți că se întinde pe kilometri întregi. Extraordinară imagine. Ne arată cât de... norocul între ghilimele, norocul este că mai sunt aceste ploi și viituri care mai colectează și aduc spre lacuri. Din păduri aduc aceste ambalaje pe durere. Le aduc la vale, ajung în lacurile de acumulare. Ajung în lacurile acestea de acumulare. Unde sunt? Sau în mare? Sau în pârâuri, unde iarăși sunt împrăștiate pe dreapta și pe stânga, vă uitați. Când scade nivelul râului, vedeți că de pe dreapta și pe stânga sunt numai deșeuri de plastic în principal. Deci România, cred că îi trebuie 50 de ani să refacă ceea ce a avut înainte de 1990, o țară curată. Pentru că noi am avut o țară curată. Este adevărat că am avut, în schimb, o poluare industrială la vremea respectivă. Pentru că industria exista în România, existau anumite halde de materiale care rezultau în urma procesării, care nu erau bine... Special la minerit. La minerit. Și Iașul la Tomești avea haldele de cenușă de la cărbune care rezultau ca urmare a arderii și mai au sunt... Au putea fi refolosite. Uite, de exemplu, la cimitir la Sfântul Vasile, nu știu dacă știi, acolo se făcuse un fel de termocentrale cu deșeuri. Iar cu resturile care erau cu deci acolo exista, se făceau cărămizi. Da, acolo exista un punct, cum sunt și astăzi. Mai este? Nu, a fost dărâmat, demolat, pentru că acolo a devenit o zonă de locuințe și era prea important din punctul ăsta de vedere. Plus că acolo s-a mutat una din regiile primăriei. Nu știu. Dar este o regie. Este o regie acolo, în zona respectivă. Deci aveam astfel. Problema astăzi a reciclării, o mai repet încă o dată, este să dăm o valoare corespunzătoare a ambalajului, astfel încât orice cetățean, chiar și cei care nu au locuri de muncă, să fie tentat să colecteze aceste ambalaje și să le predea în locurile special amenajate contra unor sume de bani. Prefer să-i dau în loc de ajutor social... Salubre să-i acolo. Așa, să-i dau în loc de ajutor social unei persoane câteva sute de lei pentru că aduce câteva sute de peturi, câteva sute de doze, câteva sute de sticle. Este și o muncă care îl învață cu munca, este și un lucru pentru protejarea mediului și este și favorabil întregii societăți. Deci acesta trebuie să fie scopul vis-a-vis de recuperarea și refolosirea acestor deșeuri. George, vorbeam de acele, nici nu mai știu cum se cheamă, întreprinderile care colectau diverse și încercau să le valorifice după aceea. IJVMR. Ceva de genul, așa. Era în Tătărașul. Întreprinderea județeană de valorificare. Uniunea Europeană ne dă astăzi 286 de milioane de euro ca să înființăm astfel de societăți comerciale care să fie să colecteze, fie să le utilizeze acestea așa zise deșeuri, că de fapt nu sunt deșeuri, e materie primă, prezentată sub diverse forme. Corect. Sursă de materie primă. Sursă. Da. Ci minereul de fier, de exemplu, e tot o materie primă. Că din ea nu scoți o materie primă care să o bagi în furnal. Dar gândiți-vă cât fier vechi a vândut România în acești 34 de ani. E o anchetă mare la TV. Așa, vis-a-vis de ce înseamnă recuperarea unor materiale valoroase. Pe lângă fier am vândut și alte metale, aluminiu, cupru, zinc, etc., etc., tot ce s-a putut, plumb, etc., etc. Deci din acest punct de vedere... Și ți-aduce aminte cât sacrificiu era ca să poți găsi o bucată de cablu de cupru. Da. Cumpere în magazin, la o fabrică ca să construiești. Nu, la vremea respectivă, deoarece cupru era un material foarte scump și... Numai din import. Așa. Se trecuse pe înlocuirea cuprului cu aluminiu. Aluminiu fiind produs, având depozitul de alumină și fabrica de producție de aluminiu la Slatina, alumina la Tulcea. Fiind la vremea respectivă. Astăzi, în schimb, repet,
ne batem pur și simplu joc de această sursă epuizabilă, pentru că să știți că toate resursele materiale ale acestei lumi nu sunt inepuizabile, nu se refac cum cineva ar crede, ci ele se epuizează încetul cu încetul. Și având atâta posibilitate de recuperare să ne batem joc și să n-o folosim. Este adevărat că există într-adevăr și la nivel european, nivel mondial, această preocupare permanentă de înlocuirea acestei polietilene care este nedegradabilă, nebiodegradabilă, cu alte tipuri biodegradabile, există astfel de preocupări, dar deocamdată este un material extrem de utilizat în tot ceea ce înseamnă ambalaje. S-au luat niște decizii care nu se respectă. Exact. Și apropo de epuizabilitatea anumitor resurse, ar merita să amintim de Clubul de la Roma, care tocmai făcea niște perspective de durată a unor a combustibilor fosili, de exemplu, în special a petrolului, că mai aveam 100 de ani, mai aveam și în timpul respectiv să facă cercetări care la un moment dat ceea ce puteam scoate și cu un preț de cost mai mare, să-l aducem la un preț de cost o altă materie primă înlocuitoare ca să fie, să poată fi folosită. Care astăzi este combinată și cu povestea legată de renunțarea în totalitate la combustibilii fosili, pentru că este vorba de fenomenul de încălzire climatică al Pământului. Da, și aici este un cântec. Atât timp cât China și Statele Unite mai vrea să... nu semnează tratatul de la Paris. Și India, care... atenție, și India, care are un principiu fundamental. India și China au mai mult de jumătate din populația plătește. Lumii. Deci dacă cine poluează, ăla să plătească pentru a lua măsuri pentru a nu polua ceea ce produs îl are. Restul nu facem noi economie cu 10 mașini în plus sau în minus. Ca să nu uit, pentru că ați vorbit de mâncarea sintetică. Vreau să vă spun că mi-a crescut inima când am auzit că Parlamentul italian a votat o lege care spune că în Italia se interzice cu desăvârșire producerea, comercializarea și fabricarea hranei sintetice de orice fel. Ei au o alimentație naturală ce ține de patrimoniu, ce ține de obiceiuri, de cultura lor și nu... Și-au. Acesta este motivația pe care au făcut-o parlamentarii care au votat această lege. Deci există țări care au coloană vertebrală și care se opun. Că apropo că vorbeați de carnea sintetică, de gândaș, da, de lăcuste și alte bazaconii. Spuneam mai înainte de poluarea mediului. Ți-aduce aminte cu mulți ani în urmă când se organiza platforme din trenuri și se urcau camioanele la Curtici sau la Orad, pe platforme se duceau până la mare, până la Constanța pe platforme? De acord cu dumneavoastră. Gândiți-vă că noi am avut la vremea respectivă transportul de marfă pe primul loc în ceea ce privește... Aproape 70 de kilometri la oră viteză comercială la da, marfă. Și nu numai transportul de marfă... Și am avut 11.000 de kilometri... 10.500 de... 11.000 de kilometri de rețea... De rețea bună, funcțională, bine făcută. Funcțională. La viteza care am spus... Da. Păi se circulau, aveam zone de 180 de kilometri la oră. Deci astăzi... La comercială, la călător. Iar acest transport de marfă trebuia să fie și astăzi coloana vertebrală a acestei țări. Ce a făcut România prin așa zisa democrație prost înțeleasă? A dat drumul tirilor cu greutate pe osie mai mare decât calculul la care au fost construite drumurile naționale ale României și ani de zile am reparat aceste drumuri. În primul rând s-au stricat. Păi da, le-am reparat pentru că ele se stricau anual. Nu aveau infrastructura necesară. Fundația era calculată pentru altă greutate pe tonă pe osie, cum se numește în limbajul rutier. Nu avem autostrăzi nici astăzi care ar fi trebuit. Și atunci, cum ți-ai permis tu să dai drumul la circulația tirurilor când trebuia să fii ca Elveția
neavând voie cu tirul decât pe platforma de tren? Aceștia sunt conducătorii de 33 de ani ai acestei țări, apropo de cei care îi numeați dumneavoastră. Eu am să-i numesc în felul următor, nu patrioți, ci patrihoți. Niște indivizi care nu și-au urmărit decât interesul personal al lor și al familiilor lor, care s-au organizat în partide pe sistem mafiot, nu pe sistem de competență, nici vorbă, ci pur și simplu pe obediență și pe plătit locul relații, cu care au adus această țară în situația în care este astăzi. Iar astăzi vedem dezmățul total în care nici măcar nu mai au bunul simț să se mai ascundă. Totul se petrece la suprafață. Stimați telespectatori, dacă e să ne referim la calea ferată, eu am lucrat la calea ferată în bune, vreau să spun că era adusă la niște parametri foarte buni. A început și o electrificare a anumitor zone, se extinsese până și Târgu Neamț, câtă luptă a fost ca să extinzi capul ăla de Curtea de Argeș și zone din astea care aveau o circulație mai mică, un număr de transportat și marfă și populație mai reduse ca tone și număr, dar alta e frumusețea să mergi la munte, prin pădure, prin codri, cu calea ferată, cu ghezeșul vechi care mai funcționează. Îmi pare rău să vă spun, dar transportul de călători la vremea respectivă avea mult mai mulți călători decât are astăzi. Bineînțeles. Aș mai face o singură observație, pentru că vorbiți de calea ferată. Să nu uităm că în 1990 trebuiau 6 luni de zile pentru a fi finalizată cea mai nouă investiție de cale ferată, și anume calea ferată Iași-Botoșani. Știe cineva că și astăzi tunelul de la Hârlău este neterminat, mai lipsesc 200 de metri? A scos. Scutul a fost scos, dar mai lipseau 200 de metri pentru a fi finalizat. Păcat. Deci, cam asta este ce am reușit. A dispărut și din prisma de piatră, a dispărut. Calea ferată, totul a fost... Aici a fost reciclare, domnul deputat. Reciclare. Deci au avut grijă anumite persoane private să se ocupe de reciclare. Partea proastă este că în timp ce alte țări fac eforturi extraordinare pentru revitalizarea transportului CFR, evident, electric în principal, noi nu reușim nici măcar să menținem în stare de funcționare la viteza la care aceste linii au fost construite inițial, kilometri întregi de cale ferată. Vreau să spun un paradox. Era un tren de la Iași la Dorohoi care ajungea în 5 ore. Vreți să vă spun eu... Avea niște locomotive cu niște roți foarte mari. Niște volante. Vreți să vă spun eu un alt paradox. Eram tânăr elev de clasă primară. În 1965 de la București la Iași veneam cu rapidul sau automotorul, cum era la vremea, 4 ore și jumătate. Știți cât face astăzi? 7-8 ore. 6 ore și jumătate. Singurul tronson pe care se circulă la viteza la care ar trebui să se circule este Ploiești-București. Nu, Ploiești-București. Pe linia aceasta vorbesc și de... Brașov. Nu, eu vorbesc de Iași. Da. Apropo de... Și aș vrea acest lucru să fie bine înțeles de toți cei care votează peste un an de zile, să vadă cam cât ține Bucureștiul la regiunea numită Moldova. Cam cât de în urmă am fost lăsați și suntem lăsați în continuare cu dezvoltarea. Și eu zic cu bună știință. Evident, eu spun că cu bună știință. Deci atenție, când mai aveți deputați care și-au domiciliu la București, la Cluj, nu votați întreaga listă dacă este unul de ăsta acolo.
Noi trebuie să avem pe listele tuturor partidelor doar oameni din această zonă, care suferă pentru această zonă, care este cea mai subdezvoltată zonă a țării, din toate punctele de vedere. Mulțumesc, George, mulțumesc, stimați spectatori. Acest domeniu al reciclării, recondiționării, refolosirii este antic, vechi și de demult, îmbrăcând diverse forme. Pentru o economie este un lucru extraordinar. Îți asigură materii prime, aproape fără costuri, cu costuri mici, și ai posibilitatea să îți folosești și forța de muncă acolo unde n-ai alte posibilități și poți obține din ele produse de aceeași calitate cu o materie primă nouă, dar la un preț mult, mult mai mic. Imaginați-vă numai câte kilograme de cupru, câte kilograme de aluminiu și câte și câte lucruri care, imaginați-vă ce înseamnă să reciclezi chiar și lemnul, de ce nu? Există posibilitatea, nu îl pun odată la un cofraj și după aia îl arunc sau îl strec sau nu știu ce. Un cofraj poate fi folosit de 2-3 ori dacă e din lemn. Dacă e din metal, are viață lungă. Deci este posibil, dacă folosesc această bază materială, ca să-i spunem așa, o folosim cu grijă și prin reciclare și recondiționare putem face niște economii extraordinare. Eu m-am ocupat de problema asta de foarte mulți ani. Chiar și doctoratul am pe tema cu mulți ani în urmă pe managementul resurselor materiale recuperabile. Mă pricep cât de cât. E păcat. Decât să aruncați, mai bine îl puneți deoparte, luați un ban și ajutați ca viitorul produs nou care îl cumpărați, care include materia primă care a spus-o deoparte, să coste măcar cu un ban mai ieftin. Mulțumesc, George, mulțumesc, stimați spectatori, vă doresc multă, multă sănătate, ca de obicei, și nu putem încheia tot, ca de obicei, decât cu trăiască România.